Dorian, bine ai venit în bucătăria mea. Am înțeles că am o temă, nu? Exact. Trebuie să gătesc ceva. Exact, exact. Ce am de gătit? Aoleu, ce vei găti mă va emoționa pe mine. O să fie o mâncare pe care în copilărie, până la 16 ani când am plecat în Georgia, o făcea maica mea și duminică ne strângeam toată familia, eu, maica mea, taică mea și sora mea, și mâncam și aplaudam la final. Pe vremea aia era Uniunea Sovietică, Burj nu se știa ce înseamnă, era mămăligă cu scrob, cu un fel de tochitură, cu smântână obligatoriu, cu brânză. Se punea pe mămăligă untul. Tocmai m-am întors de la Chișinău ieri. Pentru mine Chișinău este un oraș mult, mult mai important decât orice alt oraș din lumea asta. E orașul tău de suflet? Da, eu m-am născut acolo, am plecat acolo în 99 și am fost cu un film, cu filmul nostru Două Lozuri, și crede-mă, vorbesc foarte serios, emoțiile pe care le-am acolo nu pot se compară. Da. Nu, cu nimic, nu. Cu nimic nu se compară. Ești acasă, adică... Sunt acasă chiar dacă nu mai stau acolo, casa mea, dacă mai de multe București. E important să nu le punem, cum ai spus tu, să nu le punem în strat, să fie toate separat. Eu așa m-am gândit. Da, te-ai gândit foarte bine, ai intuit bine. Să facem bulzul ăsta decompus, adică să îl montăm fiecare ingredient separat și atunci când îl punem pe masă, se punea duminica pe masă în centru, fiecare își lua ce vrea de acolo, nu? Cam asta e ideea. Da, da, da. Așa, puțină zeamă de lămâie, i-am pus și puțină sare când ai fost tu atent. Ba da, am fost. Ai fost. E bine, da. Uite, asta e o poză, ai senzația că e o poză normală, de familie, habar n-am. E o poză. Doar că asta e o poză, e un cadru din primul meu film în care am jucat. În 1984, m-am întors frumos la școală, am intrat în clasă după două luni, știa toată lumea că am filmat. La un moment dat vine cea mai mișto tipă din clasă și îmi zice dacă poate să stea cu mine în bancă. Și? Și în momentul ăla m-am gândit așa, bă, dacă eu filmez două luni de zile, nu apare filmul și cea mai mișto tipă vrea să stea cu mine în bancă. Înseamnă bă, nu trebuie să mă fac actor? Înseamnă că e de bine. Păi e de bine, mă fac actor și m-am gândit să mă fac actor. Vezi că am o restanță. Da? Da, păi ți-am zis că ți arăt carnetul meu de note. Care se numea, știi cum se numea pe atunci? Nu. Zilnic. Zilnic se numea? Asta era zilnic. Carnetul meu de note din ultimul an de liceu, care era de fapt clasa 10, că așa era pe vremuri. Și dacă o să te uiți, e roșu plin. E plin. Roșu. Dar roșu nu de bine. Nu de bine, a? Nu de bine, să știi. Aveam 14 ani sau 15 ani și mă uitam la filmele lui Kieślowski, Krzysztof Kieślowski, un regizor polonez. Deci eram la liceu, n-aveam nicio... Bine, mă gândeam să mă fac actor, dar nu mă gândeam ceva serios. Bineînțeles, în perioada aia mai mulți regizori slavi m-au influențat pentru că, fiind în Uniunea Sovietică, era. Și nici nu prea aveai acces, probabil, în perioada aia la alții... Nu prea aveam acces, într-adevăr. Erai limitat, dar limita mea totuși se oprea la filmele rusești din perioada aia, care erau extraordinare. Eu am dat la facultate în iunie, în septembrie trebuia să plec în Georgia și am început să citesc între iunie și septembrie să mă intereseze ce se întâmplă, ce și cum cu profesia mea și am citit cartea lui Mihalkov despre regie și el acolo scria cum gândește un film. Vede o secvență în fața ochilor și după care începe să scrie scenariul plecând de la acea secvență în față și în spate. Știi că tot filmul se întâmplă de fapt în capul regizorului până ajunge să fie filmat, nu? Corect. Cum transmite el imaginile astea din capul lui oamenilor? Eu m-am apucat de regie într-o chestie foarte ciudată. M-am despărțit de cineva și eram actor. Faceam actorie, stăteam doar în fața camerei. Am zis că vreau să-i fac un cadou de despărțire, că așa m-am gândit eu. Un film de scurt, un scurtmetraj de 15 minute, cum ne-am despărțit noi. L-am scris scenariul frumos, l-am scris. Am făcut un fel de copy-paste la exact ce s-a întâmplat în perioada aia. Îți dau o linguriță ca să iei... Da. Să ai grijă că frige și e ușor picant în același timp. Vreau să te întreb dacă berea asta, Staropramen, care este o bere dark, merge cu preparatul nostru. Merge? Vorbești de brânză sau de tot preparat? De tot preparat. Merge. Știi când m-am mutat eu în România? În 1999. Da. Pe data de 14 august, țin minte data foarte bine. De ce? Pentru că pe data de 11 august 1999 a fost eclipsă totală de soare. Și m-am angajat în asta, într-un bar să vând bere ca să-mi pot plăti
chiria. Părinții mei, da, că eu am plecat să joc în filme. Eu așa le-am zis. Da, așa le-ai zis. Habar n-am, dar îmi dai seama că nu vreau să-i fac să sufere. Dar uite, în raport de filme o să recomand să meargă la filme românești. Da. Pentru că eu, mie îmi plac filmele românești. De exemplu, o să meargă să vadă filmul lui Cobilianski. N-are legătură că și el e Basarabean ca și mine, dar a făcut un film foarte bun, Afacerea Est. Da. Filmă pasără de grămadă acolo. Dacă n-au văzut două roluri făcute, film făcut de noi, de Paul Negoescu și cu casa noastră de producție, actorii de film Control cu Dragoș și cu Papi. Sincer, nu l-am văzut, dar am auzit mai lucruri bune, foarte bune despre filmul ăsta. Da, eu sunt cinstit, se râd de mult, eram la New York. Și la un moment dat, la o petrecere, mai știu pe acolo, vine unul, vorbim de unde ești, de România, și mă așteptam să zică clar, Comăneci, Țiriac, Năstase. Hagi, da. Pardon, da. Nu mă, știi ce îmi spune? Îmi spune Cristian Mungiu și Cristi Puiu. Ceea ce te-a surprins. Adică, m-a surprins, da, pentru că mă așteptam să aud de e cum trebuie scrobul? Cum? E cum trebuie? Așa-l facea arată și... Arată perfect. E cum trebuie, da? Deci uite cum arată bucata asta de piept. Vezi că e crocantă la exterior, dar interior este foarte suculentă. Asta e și ideea. Așa. Mă crezi că mă emoționează? Vorbesc, da? Serios. Țitul de tocător? Așa? Hai să vedem. Uite așa și mă liga. Ia te-am de ce formă are, zic că e capac de bere. Ia să spun, uite, nu vezi că scrie staropramen aici? Deci asta e bucățica de unt pusă în mijlocul mămăligii, e o chestie care se întâmpla duminica în familie, da, nu? O să tăia așa, da, cum vrei tu. Taică, da, cum vrei tu, ia să vedem. Știu că așa e, da. De el tăia așa, mai întâi în cruce, logo. Chiar dacă e mai logic să o iei de desubt, el facea de deasupra. Poți să iau colțul ăsta? Da. Păi și eu o să iau colțul ăsta. Fiate, nu, mai întâi în... În se moaie în unt. Da. Și mai avem brânza. Uite așa. Și brânza o să o punem aici și o punem culcată. Uite așa. Și ăsta este un bulz decompus, nu? Ma. Avem tot ce ne trebuie? Absolut. Hai să trăiești. Eu îi dau drumul, să știi. Te rog, uite așa. Stai. Așa. Cum e? E de acolo, să știi. E de acolo? Da. Mă bucur că ai venit și mi-ai dat ocazia să aflu destul de multe despre meseria ta și cu viitoarea ocazie aș vrea să gătești tu și eu să-ți povestesc. Cum are plăcere. Și eu să-ți povestesc la un pahar de bere, bineînțeles. Da. Să trăiești. Să trăiești. Eu de ce nu mă opresc? Păi nici eu nu mă opresc.